Duminică 12 noiembrie 2023, începând cu ora 18, Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan va găzdui conferința Căutăm căi pentru un viitor mai bun pentru toți, eveniment care face parte din seria celor începute în luna septembrie, desfășurată de Asociația Petru Tocănel din Roman. Invitata organizatorilor este de această dată Ana Blandiana, poetă, eseistă, romancier, apărătoarea drepturilor omului, fondator și președinte al Academiei Civice, director fondator al memorialului victimelor comunismului și al rezistenței de la Sighet. Am terminat o serie de conferințe anul trecut, anul acesta din septembrie, Institutul Teologic Franciscan împreună cu Academia le propune romașcanilor și tuturor celor care doresc o temă interesantă, spunem noi, căutăm căi pentru un viitor mai bun pentru toți. Și l-am avut în luna septembrie pe domnul profesor Dumitru Borțun de la SNSPA de la București. Iar acum, când vorbim de viitor, ne preocupăm și de trecut. Și am invitat-o și avem bucuria de a poposi la Roman pe doamna Ana Blandiana și în calitate de poet, dar și în calitate de activist civic, persoana care a luptat mereu pentru a păstra mereu vie lupta pentru libertate. De aceea vă așteptăm duminică, 12 noiembrie, la ora 18, în sala mare a Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan, să ne întâlnim cu doamna Ana Blandiana. Va fi și o lansare de carte, va fi prezentarea cărții dumneiei, care are titlul Mai mult ca trecutul, este un jurnal a ultimilor ani din comunism, dar și cu noutăți, pentru că doamna Ana Blandiana va fi însoțită de doamna Ioana Boca, care va vorbi și ea un pic despre memorialul de la Sighet și ne va propune câteva cărți legate tocmai de acest memorial, care sperăm să fie o amintire vie pentru fiecare, mai ales pentru tinerile generații, care să fie un prilej de a nu uita și de a nu cădea în acea indiferență care poate naște monștri mai târziu. Sperăm din toată inima să fie o întâlnire, pentru că asta ne dorim. Întâlnirea, credem că întotdeauna ne salvează, ne mântuiește și poate să schimbe ceva din viața noastră. Cu siguranță, pentru cei care știu ce înseamnă să participe la un concert, să participe la un eveniment, să se întâlnească cu cineva, cred că este onoare să aducem personalități care nu vor lipsi. Încercăm să fie oameni cu notorietate pentru societatea românească, care să vină să ne inspire și pe noi la Roman, și încercăm să dăm această notă a viitorului să fie cu efecte și să lumineze cât mai mult prezentul nostru. Pentru că atunci când vorbim de viitor, vorbim de un prezent care îl simțim ca pe o responsabilitate, ca pe o provocare, cum îmi place să spun, pentru că dacă îl privim ca o responsabilitate, poate ne simțim umeri așa apăsați. Dar când îl simțim ca pe o provocare care ne invită să facem ceea ce suntem chemați în sufletul nostru, deja cred că îl privim ca un răspuns, ca o invitație. Și din toată inima și următorii invitați, care nu voi sunt cu siguranță de notorietate, dar nu voi dezvălui, dar suntem în tratative și cu siguranță sper din toată inima să ne onoreze, pentru că am luat legătura cu ei, dar și vom încheia în egală măsură această temă a viitorului, pentru că, deși poate pare ciudat, toți cei care au venit până acum ne-au vorbit despre un viitor, dar ne-au vorbit foarte mult despre prezent. Și cum prezentul trăit, cum într-un mod cât mai coerent și cât mai cu mai multă implicare, poate să ne aducă și un viitor mai bun. De aceea și Ana Blandiana am rugat-o pe această doamnă să ia legătura și să se întâlnească cu tinerii. Le-am propus să aibă un eveniment, să se întâlnească o oră cu tinerii Liceului Franciscan și cu cei de la Roman Vodă, cu care avem o colaborare, pentru ca să inspire tinerile generații, să le scoată din indiferență, să cunoască un pic ce înseamnă să-ți cunoști rădăcinile, ce înseamnă să cunoști acele ideologii care îți pot fura libertatea, care este marele dar al lui Dumnezeu. Vă așteptăm cu tot dragul să ne fiți alături la întâlnirea din 12 noiembrie și la următoarele întâlniri. La finalul conferinței, participanții vor avea ocazia de a vorbi cu Ana Blandiana, dar și de a achiziționa la preț redus ultimul volum al acesteia, intitulat Mai mult ca trecutul, pe care vor primi autograf.